fost un eveniment important în weekendul 1-3 iunie la Popeni, în comuna Mirșid. A fost inaugurat căminul cultural din localitate, ce poartă numele fostului ministru Ioan Avram. Evenimentul a avut loc duminică, începând cu ora 14. După slujba religioasă, a avut loc tăierea panglicii de către autoritățile locale și județene prezente la eveniment. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul episcopul nostru Petroniu, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Bun! Un salut călduros și un bine ați venit! Mă bucur că sunteți în număr atât de mare, iar pentru acest lucru meritați toate felicitările noastre. Această lucrare face parte dintr-un proiect integrat pe fonduri europene, care a fost depus încă din anul 2009. Le mulțumesc colegilor mei de la primărie și tuturor consilierilor locali pentru implicarea lor în realizarea acestui proiect. Prezenți la acest eveniment au ales să ne fie alături și următorii invitați. Domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, Sergiu Pane, domnul Chiș Filonaș și, nu în ultimul rând, domnul ministru Ioan Avram. Acest cămin cultural s-a construit în anii 74-75, lucrările finalizându-se prin anii 79-80. Omul de care se leagă ridicarea acestui lăcaș de cult este domnul Ioan Avram, care astăzi se află în mijlocul nostru, împreună cu soția și fiica dânsului. Merită să-l aplaudăm și să-l primim așa cum se cuvine. În anul 2002, Ioan Avram a primit titlul de cetățean de onoare al Comunei Mirșid. Astăzi a mai făcut un pas, dându-i se denumirea acestui cămin cultural Ioan Avram. Considerăm că aceste lucruri sunt bine meritate, pentru că în acest moment noi nu puteam inaugura acest frumos și impunător cămin cultural dacă în anul 1974 această lucrare se făcea în altă parte sau nu se făcea deloc. Pe lângă acest lucru trebuie amintit faptul că domnul Avram Ioan are un aport important, foarte important și la dezvoltarea industrială a întregului județ. Zilele trecute, știindu-se de organizarea acestui eveniment, foarte mulți oameni, mai ales cei mai în vârstă, m-au întrebat dacă va veni sau nu domnul ministru Ioan Avram. Multele întrebări arată că oamenii nu v-au uitat și că ei vă respectă, vă iubesc și nu uită ce ați făcut pentru ei. Și eu vă mulțumesc personal. Mă bucur că ați revenit încă o dată pe aceste meleaguri unde dumneavoastră v-ați petrecut o însemnată parte a copilăriei dumneavoastră, numai puțin de 11 ani. Vă oferim un mic simbol care să vă aducă aminte de această zi și care reprezintă o diplomă de excelență pentru contribuția adusă la dezvoltarea culturală, spirituală și materială a Comunei Mirșid. Astăzi eram pregătit să mai înmânăm o diplomă, dar, din păcate, cel care urma să vină nu a putut pentru că problemele de sănătate nu l-au lăsat. Și ca să știți despre cine este vorba, vreau să vă spun că este domnul Ardelean Teodor, care s-a născut în satul Moicrat Corolisu,
ulterior s-a mutat la Mircid și care este un important om de cultură a acestei țări. Printre altele vreau să vă spun, ca o paranteză, că domnul Ardelean Teodor, pentru că avem norocul să avem în comuna noastră satul Moigra Corolistum și complexul mare arheologic de la Moigrad, a fost și președintele țării pentru 3 zile. Și știți ce a făcut dânsul în acele 3 zile? A schimbat numele satului Moigrad Corolistum. Din Moigrad l-a făcut Moigrad Corolistum. Acest lucru s-a întâmplat pe vremea dânsului. Domnule ministru, vă rog tare mult să vă pregătiți să ne spuneți câteva cuvinte și gânduri ale dumneavoastră. De asemenea, cei care doresc să ne mai transmită câteva cuvinte, îi poftim cu cea mai mare plăcere la microfon. Stimați concetățeni, pentru mine este o mare onoare faptul că astăzi am primit diploma de onoare, faptul că prin voința dumneavoastră tuturor a fost desemnat cetățean de onoare acestei comune. M-am născut vis-a-vis. Vis-a-vis înseamnă școală. Tatăl meu fiind directorul școlii de Popeli. Pe timpul acela se numea Poptenic. Așa cum a spus și domnul primar, aici mi-am petrecut copilăria. Am văzut astăzi, la slujba de biserică, o parte din cei puțin rămași cu care am copilărit. Sigur, în această sală sunt mai multe generații. Generația noastră, după noi, generația tânără. Mă bucură că prilejul dat astăzi este renovarea acestui edificiu. Trebuie să vă spun și mulțumesc asta pentru asta, domnule primar și domnule consilier Filonaș, că în urmă cu mulți ani, contribuția mea a fost directă în a putea să realizez câte ceva și pentru satul meu natal. Dar nu numai atât. În perioada anilor 68 s-a desprins din regiunea Cluj județul Sălaj. Eu am fost însărcinat atunci, fiind membru plin al guvernului, să mă ocup de industrializare. Sigur, meseria mea e inginer, am lucrat în 2 mari întreprinderi ale României, la Vulcan București și Reșița, am predat la Politehnica din București și la Politehnica din Timișoara, după aia am parcurs toate treptele ierarhice, ca zum de ministru, primar, zum de ministru, ministru prin 20 de ani la construcția de mașini și vicepreședinte al guvernului. Așa cum vă spuneam, atunci am primit această sarcină, fiecare fiind local din zona Sălaj, să ne ocupăm de dezvoltarea județului Sălaj. Sălajul era un județ tânăr atunci și destul de sărac industrial. Atunci s-a făcut un program nemaipomenit care a prevăzut construcția în Zalău și în Numai o serie întreagă de întreprinderi care să ducă la creșterea potențialul industrial al județului și la atragerea forței de muncă. Atunci s-a construit uzina armătura,
atunci s-a construit uzina de cabluri, atunci s-a construit fabrica de anvelope, atunci s-a construit laminorul metalurgic care azi e Tenarisul, atunci s-a făcut centrala termoelectrică, atunci Sălajul a făcut în 10 ani un pas hotărător. Mă bucură că astăzi suntem împreună și că putem discuta despre acele timpuri și timpurile de astăzi. Vă felicit, domnule primar, pentru faptul că ați reușit să aduceți acest edificiu într-un grad de modernitate. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor concetățenii mei pentru onoarea care mi-ați făcut-o și mi-o faceți de a numi, de a mă numi cetățean de onoare. Mă mândresc cu treaba asta. Vă urez multă sănătate, fericire și împlinire. L-a jugat și pe consăteanul nostru, domnul Chiș Filonar, să vină să ne spună câteva cuvinte. Vă spun că dânsul a fost motorul acestei întâlniri. Eu vreau să-i mulțumesc extraordinar de mult pentru că a fost alături de mine și m-a sprijinit și împreună am reușit să organizăm acest eveniment. Domnul Chiș, aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor, stimați consăteni, dragi invitați, în primul rând aș vrea să felicit și eu călduros primăria și pe primarul nostru pentru realizarea acestui obiectiv atât de așteptat. Ani de zile am tot sperat că, în sfârșit, căminul va avea o soartă mai bună și iată că astăzi reușim acest lucru. Merită felicitările noastre. Este însă extrem de important, de acum înainte, să ne gândim ce facem cu căminul. Deci cum îl mobilăm. Cu alte cuvinte, eu aș vrea acest edificiu să devină un reper cultural important în satul nostru și în comuna noastră, să desfășurăm activități culturale aici, non-stop, poate și sportive, și de ce nu să ne ferim de cuvântul acesta să facem și ceva educație, pentru că e necesar și acest lucru. Eu sper că Consiliul Local și primarul mă vor asculta și cum m-au ascultat până acum, a fost în ordine, am mai făcut câteva propuneri și o să le fac și de data asta o propunere. Sigur, să găsim un om potrivit care să gestioneze activitățile de aici, să nu facem numai parastase aici. Dacă acest lucru se va întâmpla, lucrurile nu vor fi în ordine chiar deloc. Dragii mei, am realizat un lucru important. Cred că pe agendă vor fi și alte obiective pe care le vom inaugura aici, de data aceasta, în căminul Ioan Avram. Mă gândesc, în primul rând, de la aducțiunea de apă și canalizarea, care sunt obiective prioritare pe agenda primăriei și vor avea și sprijinul meu. E domnul vicepreședinte Sergiu Panea, vicepreședintele Consiliului Județean, comunarul nostru, să spun așa, din aceeași comună cu noi, fiind Firminiș, ne va sprijini în realizarea acestui obiectiv, care sper că se va inaugura foarte repede și de care din nou să invităm pe domnul ministru Ioan Avram să fie cu noi. Dragii mei, eu vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc, sigur, și eu, domnului ministru Ioan Avram pentru prezența împreună cu toată familia dânsului la acest eveniment important pentru localitatea noastră. Să vă mulțumim, domnule ministru, pentru tot ce ați făcut. Pentru satul nostru, pentru comună, pentru județul nostru, dar și pentru România. Dumneavoastră ați fost un om cu vocație de constructor, ați făcut extraordinar de multe lucruri, și de aceea trebuie să vă mulțumim și să vă spunem că vă apreciem foarte mult. Să mulțumesc și domnului Sergiu Panea pentru prezența
la această manifestare. Sper că vor veni și alți colegi din conducerea organizației județene PSD, din conducerea organizației Consiliului Județean și de la Prefectură. În final, aș vrea să vă doresc tuturor să vă simțiți bine astăzi, să ne simțim bine împreună. Iar dacă ceva nu va ieși bine în manifestarea asta, să-i spuneți doar primarul, în șoapă. Iar dacă totul va ieși bine, să spuneți la întreg poporul. Vă mulțumesc! În cadrul aceluiași eveniment de inaugurare a Căminului Cultural, le-a fost oferit locuitorilor un spectacol artistic. Domnul Părinte, ne-a văzut și dumneata. Da,
bună, cine-o pus c-o da la plună, cine-o scos zama din iemă, cine-o învăța ca memă. Că și bună, că și dulce, ala-i-la-la-la-la-la-la, e pe numai cât poți duce, ala-i-la-la-la-la-la. Dar de mei păstă măsură, ala-i-la-la-la-la-la-la, nu-ți mai poruncești la gură, ala-i-la-la-la-la-la. Aici cu măsura e un timp mai la noi. Fai ce l-a auzit! Serios, dar că nu. Eu zic că măsura poate să-și ia mai. Zis-am zoc că nu-i mai bea, cine aștept cu săcăre. Zis-am zoc că nu-i mai bea, cine aștept cu săcăre. Zis-am că nu-i mai bea, și la mândre popei noi mere. Nu m-am zis. Cine se poate răbda, să nu bea pălica. Cine se poate răbda, să nu bea pălica, șofer. Că pălica-i de băut, la popeni e trecut. Când e des, când ești oameni, eu vin, e o să ai mai domnul primar. O să ai venit tătă zăulică, la ce oameni e aici. A gândit că beau porică, m-a cam îmbătat de frică. A gândit că beau porică, dar m-a cam îmbătat de frică. Și m-a gândit că beau și șapă ună caz și chim. Cred că dacă bea bun, nu mă năcaz și chim te așteaptă. Amândoi să vadă lumea că nu sunt ieri sfădiți, mă. Păi de vreo armă te gândesc în la-la-la-la-la-la-la-la, ca să mă călugăresc în la-la-la-la-la-la-la. De vreo armă te gândesc în la-la-la-la-la-la-la-la, ca să mă călugăresc în la-la-la-la-la-la. Să las mătrile, băuturile, că vin mătrinețele, la-la-la-la-la-la-la, la el. Adunea lui! M-am prins, e mândre m-aș tătăsa, la-la-la-la-la-la-la-la. Nu mă lasă inima, la-la-la-la-la-la-la. Și eu și eu m-aș lăsa, la-la-la-la-la-la-la. M-ai uitat cu inima, la-la-la-la-la-la-la. Când doi bătrânii noi putea iubi, atunci măi călugării, la-la-la-la-la-la-la. Poate eu are ceva cu mine. La-l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 a-
la. E vreodată să cântru, la 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 la. Că o să las băutura, la 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 la. Că le las pe toate, cam în multe păcate. Domnii grele după moarte, la 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 la. Și eu nu sunt banta, la 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 la. Numai nu ne pot șasa, la 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 la. Greu și eu nu sunt banta, la 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 la. Numai nu ne pot șasa, la 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 la. Când beau un pahar lângă un năutar, mai fac un pas către iar, la 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 la. Când beau un pahar lângă un năutar, mai fac un pas către iar. Thank you.